Chipului decebal, o operă de artă de mărimi impresionante, este încadrată într-un peisaj de vis. Nu este persoană care să ajungă în zona cazanelor Dunării și să nu vrea să vadă chipului decebal din stâncă. Cea mai înaltă sculptură făcută în munte din Europa se regăsește în județul Mehedin și atrage anual 10.000 de turiști. Promovată și finanțată de către omul de afaceri Iosif Constantin Drăgan în perioada 1994-2004, această lucrare are mărimi impresionante și poate concura cu marile sculpturi ale lumii. Investiția s-a ridicat la peste $1.000.000. Echipa de alpiniști a lucrat intens, chiar și 12 ore pe zi. S-au folosit unelte precum ciocanul pneumatic, șpițul și barosul. Pentru modelarea stâncii a fost nevoie de peste o tonă de exploziv. Ideea i-a aparținut tânărului Florin Cotarcea. Finanțată de domnul Constantin Iosif Drăgan, l-a costat mai bine de $1.000.000. Proiectul a fost câștigat de Florin Cotarcea, un băiat din Cluj. A fost ajutat de alți 10 tineri studenți. Este o zonă incredibil de frumoasă. Veniți des aici? E prima oară. Sunteți din zonă? Nu, sunt din Sighișoara, județul Mureș. Și aveți de gând să mai veniți? Cu siguranță. Ce părere aveți despre această zonă? Foarte frumoasă. Pentru prima dată aici mi-a părut foarte acceptabil, e frumos. Și o să doriți să mai veniți? O să mai venim. În viitor apropiat, eu știu când, peste un an, doi, nu știu. Știți despre istoria acestui loc? Nu știu, n-am venit pentru prima dată aici. Sculptura din Mehedinți, chipul lui Decebal, este a șasea statuie din lume ca înălțime și vă așteaptă să-i descoperiți misterele și să-i cunoașteți povestea. Decebal Rex Drăgan Fecit este latinescul care întâmpină turiștii și localnicii pentru a le aminti tuturor că cel care a finanțat lucrarea este cunoscutul om de afaceri Iosif Constantin Drăgan. Actualmente, chipul este iluminat arhitectural în miez de noapte, iar podul de la Mraconia poartă și acesta lumini pe timp de noapte în culorile drapelului țării noastre.